sunteți în momentul de față cea mai bună echipă sau prestați cel mai bun fotbal? Consider că prestăm cel mai bun fotbal, într-adevăr. Da? Da, mai ales când primul 11 este complet și nu ne lipsesc jucători, da. Ție care îți place dintre jucători? Taică tot Bauza. Eu mereu îi zic Basa, e bine, zice da, e bun, dar mereu mă auzi, se termină propoziția tot cu Bauza. Eu încep cu Basa, el termină cu Bauza. Da, este feblețea lui Bauza asumată public. Da, atacare. Îmi place foarte mult de Basa, spun. Și Bauza este un jucător pe care l-am remarcat din primul meci la Miercuri Iaciu, că însă într-adevăr, Bahasa este un jucător foarte, foarte, foarte tehnic. Eu cred că n-a avut Liga I în istorie asemenea jucători tehnic. N-am văzut asemenea dribbling-ul cum le face Bahasa. De asemenea, eu, dacă l-am și observat și i-am urmărit întreaga ascensiune a lui Radu Negru, fundașul dreapta, înțelegi, care la 23 de ani a suferit din Liga a 4 să ajungi în Liga I, este minunat și mă bucur pentru el și cred că va ajunge la Naționala României într-o bună zi. Și mie îmi place foarte mult și de Secu Sidibe, care n-a avut prea multe șanse anul acesta, deși a scris 3 goluri în prima parte a campionatului și sper că e foarte greu joace pentru că sunt aceste extreme foarte bune, acest winger, Betten și cu Basa, însă dacă vom vinde unul de jucători în vara aceasta, probabil că la anul va avea și el un sezon foarte bun. Mai vindeți în Liga 1, Superliga? Tocmai ce ți-am spus la începutul emisiunii, că nu contează. Dacă prețul CSU, e dacă corect, mă sună acum și prețul este corect. Adică îl dai lui CSU pe Bauza, dacă prețul e corect? Dacă prețul este corect, da. Ok. Da, bine, dacă mă întreb pe mine, asta înseamnă business. Tocmai asta, da, ne raportăm și la timpurile noastre, nu mai facem greșelile care le-am făcut în 2008. Când nu-l vindea pe Cuza, spunea, bă, da, ce frere ai fost, nu ai vândut pe Cuza. Săracul tău îi ținea jucătorii cu dinții și cu gherle și nu încasa bani și după aia când trebuia să-i vândă se întâmpla nu știu ce ghinion și nu-i mai vindea. Da, incredibil. Da, ții minte ce se întâmplă. Da, ce a fost un cumul de evenimente negative care a culminat cu dezafierea nenorocită. Da, asta zic. Și tot a ținut jucătorii, le-a dat salarii, a plătit din buzunar, a dat toți banii, a dat din buzunar. Și pe Florin Costea ca și copilul lui atunci. Da, exact așa. Și când săracul să-l vândă și el, a venit diavolul, cum ai zis tu. Știi că nu se știe când vine. Exact, da. Mai înțeles.